La alegerile de duminică, fiecare cetățean cu drept de vot are de ales o singură listă de candidați propuse de unul dintre partide ori alianțe sau poate opta pentru a vota un singur candidat dintre cei independenți. În total, 15 formațiuni politice au liste de candidați pentru europarlamentare, adică 572 de candidați, dar și 8 candidați independenți. Astfel, fiecare partid prezintă pe buletinul de vot opțiunea sa de candidați care să obțină mandatul de 5 ani în Parlamentul European. Alianța electorală PSD-UNPR-PC, Partidul Democrat Liberal, Partidul Național Liberal, Partidul Mișcarea Populară, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, Partidul Poporului Dan Diaconescu, Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, Forța Civică, Partidul România Mare, Partidul Noua Republică, Partidul Ecologist Român, Partidul Verde, Partidul Alternativa Socialistă, Alianța Națională a Agricultorilor și Partidul Dreptății Sociale sunt formațiunile care se află în competiție la scrutinul de duminică. Candidații independenți sunt Georgiana Corina Ungureanu, Constantin Titian Filip, Dănuț Liga, Paul Purea, Iulian Capsa Sali Pericle, Peter Costea, Mircea Diaconu și Valentin Eugen Dăianu. Contează în această etapă voturile valabile exprimate și doar voturile formațiunilor care au depășit pragul electoral de 5% din totalul voturilor valabile exprimate. Partidele care obțin sub 5% nu pot adjudeca mandate de europarlamentar. Scrutinul este valabil indiferent de prezența la urne a alegătorilor, deoarece legea nu stabilește un prag minim de prezență, cum este în cazul referendumurilor. Acest lucru face ca rezultatul alegerilor europarlamentare pe fondul unei prezențe scăzute la urne, să fie determinată în mare măsură de mobilizarea simpatizanților partidelor politice.